Mai prieteni, să vedeți ce m-am gândit. Albina, prezintă-te, rog, nouul meu bolid. Prieteni, Mihail a luat permisul și a luat un bolid la 1700 de euro. Uitați. Deci vreau să vă spun cum vă transport de mine la școală. Noi la școală noi mergem în remorcă. Lamborghini. Lamborghini. Da. Ia să o probăm pe patroana. Ia vorbește cu omul să-ți o dă ca să înveți să conduci. Patroană, la asta nu-mi trebuie permis. Eu cu asta îi duc la școală în roabă. Îi pun și duc la școală. Patroane, ai venit, ai venit în căutare de salată? Da. Vine, vine, la pământ vine. Să ia uleiul de salată. Vai de mine. Dar sunt dulci. Vine. Așa bunătate. Ha mai tu, ai judecat asta. Bun. Mă, ce aveți astăzi? Dică Ralină, filmul ți-ar tocă răs. Mai tu, adică locașul. Băi, bun erau, oricum. Așa, torule. Aline, alege tu că ești mai înalt. Gata, mai prieteni. Nu mai pot, deci nici nu v-am mai filmat. Uitați câte de-astea am adunat de la varză, că a apucat-o pe patroana varză noapte. Toată ziua nu ne-am pus să o facem, acum noaptea a venit de varză. Am făcut aici verzele, le-am cărat singură, mai mult, pentru că Ion nu a vrut să ne ajute. Deci n-a vrut să ne ajute deloc. M-am cărat cu Ligianul la mare, îl știți, de inox. Am pus câte 7-8 odată, de mi-a rupt mâinile cu ele și n-a vrut să punem mâna pe nimic. Abia a coborât să-mi țină lanterna să pot să le bag în butoi, jos în beci. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Nu i-am zis să muncească pe gratis, i-am zis să-l plătesc, cum l-am plătit mereu, da? Să mă ajute măcar să car, nu vrea. Nu-i plac, îi plac banii degeaba, munca nu. Așa cum am lipsit, mi l-am cărat singură, le-am dus acolo în beș, le-am pus. Și după am măturat, că era dezastru aici în foișor, trebuia să vă arăt înainte. Acum degeaba vă mai arăt. Am strâns toate astea într-o cutie, celelalte două rezerve de la gunoi sunt full, tot așa din cauza frunzelor de varză, dar mai devreme am avut show cu câinii. După ce că m-am chinuit cu alea, am mai venit și câinii să răstoarne tot. Ia să mă duc până aici, la patroana. Bă, ce atât de lumea, frate, la clipul cu roșiile. Când se vorba la hape, am luat așa. Bă, toată lumea, toată țara. Ia, dă să vă știu. Leșin de râs. Că mâncare copii. Da, ea era trăsit la fieții. Că mâncare copii roșii. Că finala mea, că nu vă ajut. Ia uite. Gata, patroană, zi. Ia uite. Prieteni, ia uitați. Unde am venit cu bunica, patroană. Ia uite. Bă, au văzut la tine pe vlog, că am primat și la tine pe vlog, la patroana pe vlog. Da. Ce zice? Da, am filmat și la tine, filmam la același timp. Vede că mâncai și eu roșie. Păi vede omul. Ia zi patroană cu Ion al tău, unde m-am cărat singură. Da, îi spun să-i lua din. Te-ai cărat singură. Ion nu pune mâna pe nimic, da, pe nimic, nici plătit, nici plătit. Și cine-l întărată pe noi? Pati și Maliță. Treaba lui, dar să ducă să doarmă la papi și Marița, dacă nici plătit nu vrea să muncească și nu vrea. Dimineața scoatem toate, fără ceartă, fără scandal. Toate burtele le ducem la Marița, la poartă. Nu știu, dar poate ziceți că exagerăm, că suntem nu știu cum. Dar gândiți-vă și voi, cred că și voi la voi în casă dați cu o mătură și voi la voi acasă, cred că spălați o farfurie. Și le pare rău. Omule, Marița adică, îl bate pe Ion și îl trimite la noi. Bea. Nu cred că nu mișcați nimic în casă, ca să spuneți că ne luăm degeaba de Ion. Cheltuiel nu are. De mâncat îi dăm noi mâncare, de țigări îi dăm noi țigări. L-ai ținut la Pitești o iarnă întreabă. O iarnă întreagă l-am ținut la Pitești, am plătit chiria câte 30 de milioane pe fiecare lună. Și nu te ajută la varză, să rădică varza cu tine. Am plătit 100 și ceva de milioane pentru toată perioada de iarnă. Pentru Ion ca să stea la căldură și să aibă unde sta. Plus banii care îi trimiteam pe care să se întrețină la apartament, că da, mâncarea nu-i venea la ușă acolo, nu cunoaște și n-are pe nimeni. Da. A făcut datorii la vecini, mi-au zis vecini. M-am dus acolo, bani la vecini trebuia să dau pe la toți, pentru că mă făceam eu de râs, că a stat la mine și s-a împrumutat la ei și cu Alin.
Și n-aveam încotro, da? A venit acasă la Strehaia, n-a mai zis nimic, la fel. Ține-l cu țigări, ține-l cu băutură, ține-l cu mâncare. I-am dat bani pe fiecare zi, n-a fost zis să nu-i dau măcar 10-15 lei, că și aia sunt mari când nu ai. Și degeaba, bătaie de joc, îi spui... Îi zic, hai Ioane, ajută-mă, și spune, nu să le care singur, să le care cu mine, să ținem amândoi. Și îmi spune și că nu pot, că sunt operat, am făcut o operație, visează operații, diagnostice și n-are nimic, băutura intră în el. I-a zis că îi dau 100 de mii. De-aia am zis și eu că îi dau 15-20 de lei să mă ajute și n-a vrut. A zis că ce îl interesează pe el, că el e operat. E operat? Da. Ce boală are? Dar n-a fost niciodată operat. Ba de verne, dar de lui să nu pună mâna. Patronul a dus drumul la căldură, ea pleacă și a zis ușa deschisă, uite. E bine frig. Așa a făcut acum câteva seri. Furase caloriferul de la Leo din cameră, îl băgase în priză. Nu ne părea rău dacă stătea acolo, că e normal să-ți bagi să te încălzești, nu poți să stai să mor de frig într-o cameră sau unde stai. Și el era plecat la un baieram, cum zice el, și a stat caloriferul 6-7 ore în priză la maxim, o căldură în bucătărie de te sufocai, degeaba, apagub așa, ca să mănânce curentul și de acolo și de acolo. Dar făcea căldură în bucătărie la? Mă, fac să făcuse cald. Era cald. Ea îl de când a dat Dumnezeu. Pentru că a stat ușa închisă, deci dacă a fost ținută închisă, s-a făcut, indiferent că e mare bucătăria. Deci nu știu ce e aici, dar e prea de tot. Prea de tot. Nu e înțelegere deloc. Nu înțelege nimeni nimic. Ne-a sărit și unghiile. Ce să mai zicem? Și acum unde s-a dus? Pe cine? S-a dispărut. Era nu, eu am dat bani electro și a venit fără bani. Alin era... A zis că a găsit un sădar, m-a pus să plângem dacă nu e sădar, mă bucătării. Alin era la... poartă, că a venit un om să ne sudeze poarta pentru că s-a spart balamaua aia, s-a crăpat. Și știți cum e cu copiii, că copiii uită, degeaba le spui, vezi că s-a rupt balamaua la poartă, nu trage de poartă, nu ieși pe acolo. Că odată îi vine lui unul, aleargă să joacă și trage poarta aia pe el. Vă dați seama câte kilograme și cât de grea e. Așa că ne-am grăbit cu treaba asta, n-am lăsat să treacă ziua, am zis să facem cât mai repede să nu mai stăm cu gândul ăla. Chiar și noi când ne ducem dimineața la școală, uite, uiți și dărâm poarta pe tine. Bine, faci... puțelă-n varză, făcunăm și poarta. Faci vreo boacănă. Și am a insistat Alina, a mers pe la toți oamenii care știa cu aparatul ăsta de sudură, a găsit pe cineva și l-a adus la noi acasă să ne sudeze poarta. L-a trimis după electroz, nu știu după ce l-a trimis. Și bineînțeles bine, că bine, a venit după o oră, că așa faci când îți trimis la magazin să ia ceva, uite să mai vină. Îl uită băutura acolo. Ionica, de ce nu le-a Marian înapoi? Mă, n-ai cum. Nu mai am nici Marian, că Marian credea că e face om din el, cum am crezut și noi. Mă, nu-mi pare rău de el, că poate să stea cât ar sta. Ținem aici de stat și damnișoane cu vin. Patron, lasă că desfăceam. Dar s-a dus la Toni, la Olga, în vale, a intrat în bucătărie, a luat două sticle de vin și a fugit. Nu știu. Și a văzut că tot s-a luat după el, a furat două sticle de vin de la Tomi, de la Olga. Păi nu mai conștientizează ce face, nu știu cum să zic. Mintea lui nu mai sesizează că intră la un om în casă, că ia un lucru care nu-i aparține, pentru că băutura îl aduce în stare să facă orice doar să bea. Băutura. Nu mai gândește patroana, îi cere organismul. N-ai văzut cu pastile, nu s-a lăsat, cu nimic nu se lasă. Nu mai scoți băutura de nimeni niciodată, n-ai cum. Să mai faci. Dar în fine, treaba lui nu ne părea rău nici de băutură. Putea să bea cât ar fi băut el. Mă, dar să fie și el activ, să facă ceva măcar. Ionic? Nu să facă muncă. Uite să vine aici să o filmeze pe patroana, să o ajute, să-i ține... Da, doamne, ține asta, că vorbesc, e urât. Să-i ține trepiedul în mână 10 minute cât filmează și ea. Era un lucru mare și ăsta să facă pentru ea. Sau pentru un frumă din casă. Să-ți telefonul că te duci în beț ca să pui vadă. Să țină lumină, că nu era bec acolo, în păi aia zic, eu i-am spus, bă Ioane, ori mă ajungi pe mine să ținem omului de ligianul ăsta, că uite câte chile are, că era greu. Dar ori dacă nu, vreau. Ține și mie măcar telefonul cu blițul. Nu. A zis că nu poate, că e prea stresat, e prea, au știu. Bine pe... Nici asta n-a avut, nici telefonul să-l țină în mână cu blițul. Nu astăzi seară prânges, o să ies afară, făcui baie, dar vrea să ies afară dacă vine să doarmă. Dacă vine să doarmă, să ia trânfafusele la papi, la mijlocul nopții.
Să mă iartă Dumnezeu că fac păcat. Ne-a lăsat pe noi de-a muncit amândouă singuri. Dar nici nu-i trebuia muncă de la el. Să fi stat lângă noi, să ne dea măcar în mână. I-am spus astăzi, bă, hai să spun mâncare, că e destulă mâncare. Nu vrea mâncare, că nu mai... Ce mănânc eu mâncare de la tine? Ai văzut că... Eu mă duc să cumpăr, a zis. Auzi ce a făcut. Ai văzut că în ultima perioadă venea la noi în casă, nu mai venea la voi. Venea la noi acolo, îi puneam să mănânce în fiecare zi, în fiecare seară, oricând îi dădeam să mănânce. Și eu și soacra mea. Și auzi ce spune de vreo săptămână încoace. De când s-a îmbârligat el pe unde s-a îmbârligat, vine la noi, pui mâncarea caldă, carne bună, friptă, toate alea și spune: "Ci, domne, mi-e trebuie pomana voastră, figuri." Așa, figuri. 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 Să-ți pară rău. Da. Păi, nu mai bine fac cum fac eu, dar ați văzut câinele la în curte, cum toată mâncarea care rămâne mă duc și eu dau lui? Păi un câine îi dai să mănânce odată, te ține minte 3 ani. Un om îi dai să mănânce și îți dă în cap când te-ai întors cu spatele. Nu mai se merită să mai emilă în ziua de azi de oameni. Eu am văzut-o pe pielea mea de atâta ori. Și cu banii care îi dai pe la lume, și cu mâncare, și cu binele, fă bine că ți-auzi rău. Nu, da, păi bine să auzi rău. Da. Cum zice patrona, hrănește lupul să te mănânce. Da, cum făcea Leo, cât grijă au Leo și de badigar și tot. Și unde a fost la pușcărie, nu iată nimeni în suc. Nu mai e patrona, și ce am văzut eu la toată lumea? Fă bine la unul, că nu te ține minte deloc. Fă-i rău, că te ține minte toată viața. Da, mai bine. Așa e. Eu am văzut la toți. Toți fac așa. Nu mai e că să lași de la tine să-ți pară rău. Îți pare rău, faci, te lași pe tine câteodată. Le-am făcut numele la YouTube, le-am făcut valoare de să uită lumea la ei. Și ne-a băjuculit și ne-a jurat și ne-a... Păi uite că lasă lumea comentarii că mai avem la câinii din curte să le facem canal de YouTube. Așa da, e. Așa e. Au făcut la toți, au luat toți bani de pe urma lor. De rău. Când au prins banul în mână și au văzut că se câștigă și că se face și că trăiesc din treaba asta și nu mai muncesc pe aici și pe acolo, stau acasă la căldură și doar ne înjură pe noi și fac vizualizări. Atunci au uitat omenia, cum s-ar zice. Au uitat de unde a plecat. Da, nu le mai trebuie nimic. Lasă că Dumnezeu are grijă de toți care ne-a jurat, care ne-a pălecrit, care ne-a vorbit de rău și noi le-am făcut bine. Dumnezeu știe. Lasă-i încolo, patron. Trebuie să uscar foile de astea, le arunc mâine. Ce să mai prieten, cam atât pentru azi, vă las că suntem și noi obosiți, mă duc să-mi fac și baie, că-s plină de sare. Da, fă-i baie, că și eu fac ei baie. Mă duc acum, mă schimb. Sănătate, prieteni, să ne mai urmăriți pe toate globurile. Da, și ne vedem dimineață la un nou vlog. Hai, v-am pupat, noapte bună și să ne auzim cu bine.